Doamnelor și domnilor, am revenit la Dorna Candrenilor. Discutăm cu domnul primar Dănuț Candrea despre proiectele care se derulează în momentul de față în comuna Dorna Candrenilor. Domnule primar, am ținut să venim prima dată la Casa de Cultură, viitoarea Casă de Cultură a comunei, deoarece în urmă cu 2-3 săptămâni ați postat pe pagina de Facebook a primăriei un apel către cetățeni și anume să înțeleagă că datorită unor probleme pe care firma care a câștigat licitația și care ar trebui să finalizeze proiectul le-ar avea și că ritmul lucrărilor nu este cel așteptat de dumneavoastră și de către locuitorii comunei. Da, da, da. Bună ziua, bine ați venit pe șantierul nostru din Dorna Candrenilor și în comuna noastră, toată cu șantierii, mai multe șantiere care le vom vizita pe parcursul emisiunii care o faceți dumneavoastră. Într-această localitate sunt multe proiecte acum, cum v-am mai zis. Proiectul acesta este făcut greșit, nu este proiectul meu. În 2012 s-a plătit acest proiect. Proiectantul, avem un an de zile de când ne dă planșe pentru acoperirea acestui cămin. Nu este o casă de cultură, nu sunt mulțumit deloc. A fost luată la licitație, în 2016 era scos la licitație când am ieșit eu primar. Am crezut, aici era barul Oșoru, era căminul vechi, era o vipere, era campusul ăsta dezastru. Am început-o în forță, trebuia într-un an de zile să fie gata. Datorită faptului că... Termenul de execuție ar fi fost 2017. Constructorul a zis în 2016, mă termină căminul. Proiectantul nu a dat planșe pentru scenariu, s-a schimbat scenariul de incendiu datorită colectivului. Era acoperit cu cum să fac acum, cum se facea și înainte, că dacă e proiectul vechi, proiectantul tot vechi, tot pe stil vechi lucrează, a lucrat, trebuia să facă cu panouri sandwich să facă așa. Avem probleme, i-am mai făcut un mic contractel, să-i mai dăm ceva, azi, mâine, acum ne-a făcut cineva care e și la pensie de la Suceava, de la pompieri, un domn extraordinar, trebuie să-i dea la proiectant, să lucrează în ritm încet, pentru că toți oamenii și toate șantierele din România duc lipsă a forței de muncă, toată lumea se urcă în autocare și pleacă Germania, Franța, Anglia, da. Nu mai stau muncitorii la noi datorită salariilor. Îmi pare rău că orice salarii că am dat la muncitor acum, efectul ăsta de a distruge aproape România. Dacă îi dai și 1.000-1.500 de euro sau nu știu, la muncitori super, oamenii tot pleacă. 3.000 de lei. Bun, problema este următoarea. Firma, am văzut după această postare a dumneavoastră că totuși mai sunt muncitori, da. Și vedem că se mai lucrează. Da. Constructorul mai aduce în căutarea oamenilor, are și mai multe șantieri ca orice patron mare să chinuie săracul, să așa, cu ajutorul Dumnezeu o să-l terminăm. Mai avem o clădire unde o să mergem acolo să vedeți, da. Lucrări în forță cu o firmă serioasă și o firmă care are oameni și probabil îi plătește. Mai mergem la intrarea în, cum am denumit, la resortul cu bowling, cu terenul de sport, cu tot ce am făcut. Și pe urmă mergem la Poiana Negre, gard și drumul care îl asfaltăm. Da, vreau să vă mai întreb. Ce credeți că se va mai putea face în acest an? Pentru că undeva prin noiembrie vine iarna, deja nu se va mai putea. Mai avem maxim 3 luni, da. În care se mai poate. Ce așteptări aveți? Da. Credeți că va fi montat acoperișul? Da. Vedem că geamurile au început, da. Să fie totuși puse. O să punem acoperișul, să-l acoperim și la iarnă o să lucrăm interior. Și la primăvara anului viitor o să terminăm și căminul. Și pe urmă o să lucrăm la peisagistica din exterior. Am o idee ca să în 2019 vreau să asfaltez toate drumurile pe partea asta stângă, de la Floreni și până la Candreni, da. Până la Calea Ferată și după am întabulat toate drumurile și vreau să le fac cu bani proprii, că sunt străduțe înguste și vreau să pun asfalt pe ele. În afară de drumurile comunale cu bani europeni, pe 7-2, care avem 6 drumuri și un pod și 3 drumuri forestieri care sunt în procedură de licitație. Și aici o să facem drumuri asfaltate pe partea asta și în 2020, dacă Consiliul Local și cetățenii o să hotărască și o să fie nunți mari și o să ne mulțumiți de acest cămin, care nu l-am proiectat, nu-i proiectul meu,
să facem în spate un cor de nunți pentru 1000 de persoane. Și atunci să vină și din Vatra Dornici, și din Șarul Dornici, și din Panaci, și din Coșna, și din Poiana Ștampe. Vrei o nuntă de 1000 de persoane să se poată face aici. Dar în momentul de față, câte locuri vor fi în sala mare? Proiectantul spune 400, dar nu e spațiu de dans, nu. Acum, vedeți, orice sală de dans trebuie cât la mese, cât așa, că se face o horă ca la Chișinău, nu se mai dansează. 400 de locuri. Da. Dar am văzut că în partea din față, într-adevăr, am văzut holul de intrare, care este destul de generos. Da. Apoi, în partea din spate, cred că va fi scena, nu? Da, este scena, dar sub scenă e bucătăria. Am găsit un izvor de apă minerală care, la 3 metri, că e bucătăria sub scenă, care trebuie să scot cu conduct, am votat prin Consiliul Local, cu Consiliul, așa, de la stația de epurare și până aici, să aducem o conductă de 200 ca să scoatem apa de sub cămin, era cu stație de pompare, cu nu știu ce, să renunțăm la stațiile de pompare, că dacă nu-i curent, două pompe de alea nici nu dovedesc cât apă este sub căminul cultural. Deci, practic, așa partea de jos, unde este și bucătăria, este tot timpul inundabilă. Da, este plină de apă, trebuie să scoatem apa prin cădere liberă ca să nu consumăm curent, pompe și stres pe noi. Iar sus, practic, ce va fi? Că, din nou, un spațiu foarte generos, se vede și din imagini în momentul de față, va fi o sală de conferință, ce va fi? Că e un spațiu foarte mare. Spațiul este o bibliotecă sus, bibliotecă. La mijloc sală de conferință, unde o să iau peretele de acolo, după ce n-am putut să fac acum, că proiectul era, cum v-a spus, scos la licitații și așa, să fac o peluză ca să fie oameni la o nuntă și acolo sus, ca să capă 70-100 de oameni. Un spectacol, am văzut, într-adevăr, s-ar putea să fie cabina tehnică, dar și acolo ar putea să fie cu o lojă în partea superioară și din nou se câștigă spațiu și locuri. Ceea ce am întrebat, am pus așa ceva pentru cetățeni, că mi-am auzit vorbe, că nu vreau să fac căminul, că nu știu ce. Știți că e ușor să vorbești și una e să, când te împiedici de niște proiectanți care nu vreau să-ți dea o planșe și nu poți să-l faci, bai în concediu, bai nu știu ce. Acum că firmele n-au oameni sau ca la Vatra Dornei, ați văzut. Ne-am bucurat că Arhiepiscopia a accesat un proiect de 5 milioane de euro pentru reabilitarea cazinoului și nici bine nu ne-am bucurat de acest lucru, ne-am trezit cu firma că ar fi în insolvență. Nimeni nu știe nimic, nimeni nu știe nimic. E un nenoroc, un blestem, nici nu mai știu ce să spun. La Vatra Dornei, această clădire, cazino, emblema orașului, trebuia să fie făcut mai demult dacă în altul pimen îl ceda primăriei. Totul este din plecat de acolo, trebuia în altul pimen să predea primăriei și era un proiect european și era făcut. Domnul Huțanu în 2007-2008, când a accesat acei 9 milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii turistice, inițial Pârtea Veverița n-a fost trecută în proiect, ci fusese trecut cazinoul. În altul pimen a refuzat, l-a folosit ca element de, hai să-i spunem, șantaj pentru retrocedările cu pădurile și uitați-ne, în 2018, după 10 ani, banii i-am fi putut avea câteva milioane de euro pentru finalizarea, pentru abilitarea cazinoului și au fost folosiți pentru o pârtie, a treia pârtie de schi în Vatra Dornei, când de fapt în toată lumea deja se schiază de la altitudinea de 2000-1800. Da. Asta a fost un compromis. Am auzit, deci ieri, că și la persoane fizice n-a vrut să semneze în altul pimen pentru problema cu pădurile. Deci o persoană fizică care are o proprietate, o pădure vecină cu ei, nu a semnat. Asta unde am ajuns cu ortodoxismul. Da, unde am putut să ajungem, din păcate, și acum suntem la Vatra Dornei, din nou într-un litigiu cu gazul metan. Din nou, gazul nu poate, proiectul utilități și mediu nu poate fi dus la bun sfârșit, pentru că de data aceasta nu Arhiepiscopia a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor, ci Regia a dat în judecată Arhiepiscopia și suntem din nou într-un blocaj. Da. Aici cu Vatra Dornei, așa, eu aș vrea să vă rog să mergem pe unde a făcut pista de bowling și jocul de șah, ca să-i lăsăm și mașina, că a venit utilajele aici, așa, ca să nu mergem, domnule primar. Deci, în legătură cu acest obiectiv, sperăm totuși ca în 2019 să fie inaugurat. Eu l-aș găti în două săptămâni să fie, nu știu ce, dar vedeți cum e, dacă nu te ești legat de mâini și de picioare, datorită unor planșii care nu vrea
probabil cine știe ce i-am deranjat pe unii. Domnule primar Dănuț Cândrea, ne spuneați în interviul precedent că intenționați ca între Căminul Cultural și Stadionul Mare să transformați toată această zonă într-o zonă de agrement. Da, aici vă, acolo bine ați venit în șantier, aici e un resort, e început de resort. E un teren de sport care era reabilitat, era de groază. A fost el făcut bun, dar s-a pus apă pe el și s-a făcut un patinoar datorită gheței și gheț de zgheț, ca orice lucru la noi să strică. Și el l-a reabilitat cu o firmă foarte bună, uitați după cum arată, joacă copii, au început să vină, să le... Am porți vopsite, terenul am stâlpii, am vopsit anul trecut, am și nocturnă. Aici am făcut în partea stângă popchicărie și am făcut pistă de bowling, din parte șah, mese pentru odihnă și pentru a bea o sticlă de apă, chiar bere dacă este. Mai iar în apropiere va fi peste drum, chiar se vede în spatele nostru, vom merge și acolo, un club al pensionarilor. Da, un club al pensionarilor și montez și o troiță foarte frumoasă care să fie la intrare în parc, o troiță care... E unicat, aproape cu la un sculptor și la un meseriaș foarte bun din comuna noastră, domnul Țăranu. Noi, înainte de a începe această parte a interviului, am făcut așa împreună un tur de teren. Da. Într-adevăr, se pare că modul în care ați gândit noua suprafață nu o să mai rețină apa, nu o să mai băltească și nu o să se strice. E făcut cu drenuri, ca și el la alt mare care l-a făcut domnul primar Mafteiu. Foarte bun când îi sploi, nu știu ce, cu trenuri pe dedesubt, da, de o firmă foarte bună, de specialiști și foarte bun și ăla. E cel mai bun stadion ăla. Și ăsta l-am reabilitat și l-am făcut ca să fie lumea și jucătorii și când copiii când se mai antrenează, că am trecut din Liga 5 în Liga 4 și așa aici să pregătească. E un teren mai scurt, dacă cumva cad cu bile de cauciuc printre gazon, deci nu te lovești, nu... Așa, o să mergem de aici la Clubul Pensionarilor ca să vedeți în ce stadiu și cât de repede am construit acolo și să vă spun câte clădiri am construit de când sunt primar în 2 ani și cu asta cât un chin. Dar și asta o să terminăm. Da, credeți, bun, ceea ce este interesant este următorul lucru. Că, de fapt, popicăria, și noi am avut o popicărie la Vatra Dornei, știți foarte bine, în Lunca Dornelor, dar s-a pierdut după 90, orgolii între cei care au condus orașul și cei care erau proprietari în Luncă. Dumneavoastră a spus că în tinerețe sau chiar în copilărie exista o popicărie. Eram copil mic, aici era Căminul Cultural, când am făcut a 90 aici în Candreni, aici se dădea cu, dar și popicii, eu sunt vecini de aici. Ce să vă spun la Căminul Cultural, dacă a fost Căminul 60 de ani, am adus și am făcut și o sfințire cu un preot foarte bun, da, cu un călugăr, care am făcut cu personalul primărie și am făcut o sfințire ca să-și dea drumul și creștinește să-și dea drumul, poate atâția ani, cine știe ce întâmplări au fost pe la Căminul ăsta. Dacă dumneavoastră acum o punem într-o altă sferă, într-o altă dimensiune, din moment ce Clubul Pensionarilor, da? Clubul pe care chiar acum îl urmăresc în imagini telespectatorii noștri, e o clădire pe care ați construit-o într-o lună și jumătate, iar aici sunt 2 ani de când vă chinuiți ca să avansați și să o finalizați. Un proiectant care nu ne dă planșele pentru acoperiș, nu vrea. Da, este de, nu știu, de inexplicabil. Dacă îl dăm în judecată, trebuie să întrerupem lucrarea și procedura este foarte greoaie. Așa, constructorul mare ce face până cine, dar de un an, din august, că e în concediu și nu știu ce. Ca să vă zic ce aici, ce așa, am făcut prima dată dispensarul. Nu spun toate alealte, că le-am spus în alte emisiuni, dar construcții. Am făcut grădinița cu program prelungit început, cu dureri de cap terminată, cantina și internatul, dispensarul, pot peste râul Dorna, lucruri foarte grele, cu așa, de asta la alte mărunte, cu vopsitorii și cu parcuri și cu asta v-am spus de tot timpul. Partea gospodărească. Și am început clădirea asta care este peste drum, care mergem acum la ea. Am un constructor serios, cu oameni mulți, are 30 și ceva de oameni. De unde sunt... Constructorul e fer forjat de la Bistână Săud și un cineva de la Vatra Dornei, doi asociați, care au făcut treabă cu oameni harnici. Adică se poate. Da,
da, da. E foarte greu, că multe lucrări am și n-am cu ei să le dau. Deci ca să spună PSAP, PSICAP, acum cum s-a modificat, da, să-și facă documentație. Sunt cantrenari de-a noștri care îi spun, uite, au venit primar și nu ne dă lucrări și se duc în alte țări. Îmi pare rău, eu am vrut să dau la cantrenarii noștri ca să-și facă și terenul și să pună și cu tare, dar nu ești serios? Nu ești, dar nu sunt meseriași. Unii din meseriași. Vorbeam și cu domnul Viluț că a venit un investitor și a preluat cariera de piatră de la Donișoara, dar nu prea are oameni. La un nivel mic se lucrează și la turbărie, dar nu sunt oameni. Asta este. Este o mare problemă. La nivel național, nu? Deci, încet se închide România. Dar deci, vreau nu se mai... să vă întreb, popicăria, deci de data asta ați construit-o între teren și în zona, în apropierea aleii care duce i-am în parc. I-am schimbat locul, că aici o să fac o parcare. O să fac parcare, că în față vreau să fac o peisagistică, cum nu este alta mai frumoasă. Da. Și spațiul este, slavă Domnului. Cu un oușor în miniatură, cu flori, cu... A, suntem Dorna Candrenilor, nu trebuie. Iar să... piesele le-ați recuperat? Piesele vechi de la jocul de șah. Dar nu, de șah n-a fost joc de șah. Nu, mă scuzați, de la popicărie. Da, sunt aici, dar dacă am adus noi, poate nu o să le fure, că am pus camere de putere, am pus camere pe tot ce e aici. Și încercăm să stăpânim totul. Numai de datorită că avem probleme și la muzeu, ne-a spart geamurile, ne-a spart ușile, se urcă pe sus, fumează, trebuie să fim și polițiști, în continuu semne, mă uit, am prins și din alte localități și de la noi, da. Merg, distrug, aruncă cutii de bere, țigări. Eu chiar am vrut să vă fac așa un mic reproș, sunt prea multe coșuri de gunoi în comună. Aici mai trebuie să mai montez acum, că am trecut prin Consiliul Local niște coșuri pentru pe Ana Negri, prin Floloreni, aici la jocul de șah. Și în restul am făcut comandă de niște coșuri pe drumurile forestiere, la intrări, ca să fie niște coșuri mari, ca să pună, să oprească mașina, să aibă și unde pune. Să știți că s-au mai, tot îi văd și pe camere, nu știu ce, pun la coșuri de gunoi, dacă sunt. Asta dacă e bine. Nu sunt, asta e bine. Iar la izvor e curat cât de cât? Sau și acolo aruncă cei care tranzitează? În dimineața asta am făcut curat în fața bisericii cu viceprimarul și cu personalul primăriei, că s-a cosit și s-a lăsat așa, datorită unui... mă opresc aici, da. Și am mers la izvor. Mergem periodic care așa și strângem, măturăm, dăm cu apă și am fost cu toții. Deci așa, și am luat-o de la izvor încoace ca toată comuna. Nu durează mult și iar e plin de hârtii, plin cu tare. Tranzitează, acum toți vin, nu știu ce, pe geam, la bariere, la calea ferată, când stau, aruncă energizantul, aruncă tot. Suntem într-o nație și într-o țară, că degeaba mai faci curat aproape. Din păcate, dar hai să trăim cu speranța că măcar generațiile care vin vor fi oameni educați și patrioți, adică o să aibă legătură cu țara asta și cu neamul ăsta. Ce aveți de gând cu izvorul și cu clădirea veche? Pentru că mai exista la un moment dat posibilitatea, luată în calcul, să o dărâmați. Iar izvorul, ce se întâmplă cu el? Nu izvorul ăsta de aici, unii o să mergem la piață și unii fac un trotuar pe partea dreaptă și unii vor merge la gard, la Poiana Negri și la un drum care îl asfaltez. O să vă spun acolo la piață ceea ce vreau să fac cu un izvor din parc, care e pe ulița Gării, care să-l duc acolo și ceea ce vreau să fac, dar vă spun la fața locului, da? Da, mergem chiar acum. Da. Domnule primar, cetățenii pot vedea cu ochii lor unde merg o parte din banii lor. Da, acest cămin al pensionarilor, practic, a fost făcut din buget cu banii de la bugetul local. Da, această clădire este denumită clădire multifuncțională. Are farmacia, care este foarte importantă în centrul comunei, un club a pensionarilor, sală de fitness, manicură, pedicură sus, poșta și CECO. Vor fi mutate toate aici centrale. Au fi o parcare frumoasă, cu un părculeț în față, cu băncuțe de stat. Și mă salut un primar de la Bistână. Da, așa fac primarii între ei, nu? Da. Și aici, din o lună jumate, s-a construit această clădire. Acum, de mâine pune tabla, tâmplăria, și se dă până pe 26 august de zilele comune, lucrează la fațada exterioară. Și pe urmă, interiorul, când mai sunt ploi, mai nu știu ce, într-o două luni de zile este gata. O să ne mutăm aici cu CECU și cu farmacie și cu să joace un pensionar, să-și ia pensia și să joace o tablă. Dumneavoastră sperați că în câteva luni, în două luni să fie gata? Așa spune constructorul Cristi, care este un om conștiincios, montează și troiți, face lucruri foarte bune și un om serios. În două luni de zile,
Clădirea este pe un an jumate, dar noi o facem 5 luni, 4 luni. O clădire începută în urmă cu o lună și jumătate. Da, o clădire, da. Lucrat în forță, oameni harnici. Putem merge un pic să vedem prin interior. Sigur, ca să ne puteți și arăta compartimentarea. Aici va fi denumirea acestei sale, sală de clubul pensionarilor. Deci aici pun câteva mese, o tablă, un șah, dincolo să fie farmacia. Pensionare care doresc să-și petreacă un pic de timp liber sau într-o sărbătoare, să întâlnească, mai povestesc, cum e la Vatra Dornei. Numai aici suntem mai puțin. Iar la etaj? La etaj, deasupra e sala de fitness și putem merge până acolo, dar o să mergem și poate când este gata, când o să inaugurăm, să vă chemăm la inaugurare. La sala de fitness, poșta, cecul și cu... și cu... să... asta de frizerie, manicură, pedicură. Tot la etaj. Da. Balcon, e o clădire foarte, un proiect foarte frumos. Ce să zic, am văzut, am stat un pic puțin de vorbă și cu constructorul, băieți tineri, serioși, deci se poate, domnule primar. O firmă, nu știu, con la Cris și cu fer forjat, domnul Jașaș, un om serios care se zbate, care aduce oameni, face treabă. Da. Bun. Unde mergem acum? Mergem la piață și la trotuarul care face pe Poiana Negri. Vă invit. Domnule primar, ce planuri aveți cu piața agroalimentară? Da, am ajuns acum la piață. Anul acesta am reușit să fac și un pic de ordine și aici, după aerodromul de Alu Floreni, după toate campusuri minuni, comuna foarte grea, mare, prin păduri, ceea ce știți că am făcut ecologizare și așa, am făcut și aici. Am lăsat câte două tarabe, am lăsat piața la anul viitor sub fiecare copertină din asta de aici pusă. La anul viitor vreau să o prind într-o reabilitare, că totul se dărâmă, e construit prost, neverificat. Acoperișurile se le schimb cu tablă și aici și în partea aialaltă și tot ce e aici și să fac un modelul ăsta național. Și vreau să, ca am spus, apropiat de izvorul de apă minerală, avem un izvor în parc, care îl putem, este conductă trecută pe sub calea ferată, este trecută până la Cristalina, vechea Cristalina. Pe lângă apă să vin cu un șanț și să aduc conducta cu izvorul de acolo, care este 2 litri pe secundă, să o duc aici în parc, ca cetățenii să vină să ia borcul de aici. Datorită că e o apă de aici, omul cumpără și o roșie, și urdă, și caș, și legume și fructe, îi dăm viață peții, că nu merge piața datorită faptului că sunt magazine foarte bine aprovizionate, este piața din Vatra Dornei, dar datorită faptului izvorul care îl avem la... mi-a venit ideea, izvorul care îl avem la roșu, acolo este o femeie care vinde mai mult cât vinde piața din Vatra Dornei. Pepene, castraveți, ardel și astăzi acolo când am fost, lumea stă la rând și la izvor și așa. Dacă aduc apa minerală aici și omul ia apă, hopa, vede, ia un ardel, ia nu știu. Ați vorbit cu unii piețari să se oprească, să nu mai meargă de la Bistrița la Dorna, ci să se oprească la Candre? Nu am vorbit încă, pentru că nu-i putem de aveață. Dacă vine cineva și Mihai Carpa... a încercat să-i dea drumul peții, dar nu a venit lumea, n-a cumpărat și oamenii au plecat și n-au mai venit. Datorită faptului, dacă pot să aduc apa, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, să aduc apa aici, minerală, borcutul ăla, și să curgă tot timpul, omul vine, ia și merge și piața. Asta e o chestie cam de evrească. Foarte corect gândit. Și ar prinde viața și zona asta, care a fost cam lăsată în paragină. Lăsată, dar trebuie să arate că, după cum vedeți de aici, drumul s-a făcut la Poiana Negri, s-a reparat și până s-a pus covor asfaltic 3 km. Facem un trotuar în partea dreaptă, o să veniți să vedeți și acolo. Am avut tot arinși, răchiți și le-am scos cu excavatorul. Și facem un trotuar ca cetățenii să meargă până la pod, să treacă râul Dorna, spre încolo, spre domnule Neagră. Primar, eu zic să mergem chiar în stradă, deci practic reabilitarea nu va fi începută în acest an, nu? Da. Toți cei care tranzitează comuna văd că drumul spre Poiana Negri s-a asfaltat. Pe ce distanță? Aici ne aflăm la intersecție cu Poiana Negre, distanța drumului are 6 km, s-a reparat drumul, s-a frezat în primăvară, s-a făcut cu frezări lungi, l-a reparat foarte bine, după ce l-a reparat Consiliul Județean, m-a rugat și de miniștri și de la președintele Consiliului Județean și așa, și s-a aprobat 6 km în primă fază, pe urmă a rămas la 4 km și pe urmă ne-a mai tăiat un kilometru și numai 3. Iar banii de unde au venit? De la Consiliul Județean sau de la Minister? 38 de kilometri de drumuri județene pe tot județul este de la Guvernul României.
Deci bani cu, da. De la Guvernul României. Da. Și din acest punct până unde este? Practic s-a turnat covor asfaltic. Da, o să mergem pe drum, că de aici o să mergem la... o să vă arăt ce, în jardinierele din Dorna Candelă ce flori frumoase avem. Stații de autobuz, panouri pentru... panouri publicitare care să... După cum le vedeți, iar trotuarul de unde până unde? Sau... De la stația de autobuz până la pod. Vine un trotuar de 1,20 m cu un gard foarte frumos și un trotuar cu un model național, așa o să, să fie pavajul. Deci pe partea dreaptă. Da, da, da. După cum vedeți, comuna a luat viață și o frumusețe. Mai avem, mergem la un gard care este cel mai frumos, care la intrare stațiunea turistică Poiana Negri și de acolo mergem la un drum unde l-asfaltez cu bani proprii a primăriei care vor vorbi acolo la fața locului. Bine, haideți să mergem. Doamnelor și domnilor, suntem la Poiana Negri. Nu peste mult timp, căminul cultural din Poiana Negri va intra într-o reabilitare totală. Da, acest cămin este făcut în urmă cu vreo 10 ani, 9 ani. E într-o stare de degradare. Am făcut un proiect european care am încercat, în primul rând, cu un consultant foarte bun și l-am reușit, l-am câștigat și banii sunt dați la, deci sunt în contul primăriei, numai în procedură de licitație este reabilitarea căminului interior, exterior și interior, aici cu un gard forjat, cu fântână arteziană, cu un model foarte frumos național pe el o să-l facă, așa fac toate instituțiile și rog și cetățenii din comună să ia modelul ca să facem localitatea. Și am dat și o hotărâre a Consiliului Local, era dată de fapt și am readus-o în Consiliul Local ca să facem toate casele și instituțiile modelul ăla, cum era modelul vechi, cum este casa parohială, care o să luăm imagini și acolo cum am reabilitat-o anul acesta și cum o să fie și astea alte care o să le fac primăria la anul viitor, o reabilitez, piața, și ăsta e cu banii europeni, în care este, cum am mai spus și în alte emisiuni, avem costume naționale pentru echipa artistică și pentru instrumente muzicale și totul. Țin minte că am fost și la inaugurarea clădirii, da. Și când am început noi să scriem în urmă cu 15 ani la monitorul de Dorna, când am demarat bilunarul monitorul de Dorna, era o problemă cu o fântână, nu? În interiorul clădirii. În căminul cultural era fântână, da. O să o descoperim și să punem bere la rece când facem ora, când facem ora satului. Și de aici ne ducem la un alt șantier greu, care este un drum făcut cu bani europeni, a fost un drum făcut cu bani europeni de 10 ani în urmă. Nu i-a făcut fundație, a schimbat din bitum din beton în bitum, a pus stratul subțire, fundația n-a avut, a fost un drum, nu a fost un drum verificat și cu diriginte de șantier și oameni serioși. Deci să mergem chiar la fața locului. Să vă spun ceea ce am făcut. Da, haideți să vedeți. Domnule primar, o veste bună pentru locuitorii din Smizi. Poiana Negri Smizi, acest drum a fost făcut în urmă cu 10 ani, cu bani europeni, cu rigoli, cu podețe, cu așa nu s-a respectat proiectul. Mihai Carp s-a îmbolnăvit, a decedat. În timpul ăla firma a schimbat din beton în bitum, nu i-a făcut fundații la drum, mașini grele de la carieră, de lemnul și așa s-a distrus în totalitate. Am luat decizia ca să-l asfaltez cu bani din fonduri proprii. Da. Nu mai puteam să așteptăm în proiectul european deci durează 4-5 ani de zile un proiect european. Da, noi o să ne uităm puțin în stânga, Liviule, da? Să treacă mașinile. O să facem și o baie de praf. Da. Dar asta va arăta că vom reveni în acest loc după ce va fi asfaltat, da. Și oamenii vor vedea diferența. Da. Am Consiliul Local și frunte cu mine primar. Am adus proiectant anul trecut nu ne-au ajuns banii că tot trebuie să fac prin comună, cetățenii tot cu nerăbdare când mai faci drumul și l-am prins anul ăsta, l-am avut la licitație, a dat Dumnezeu și l-a luat o firmă bună, l-am decopertat tot, l-am încărcat, l-am luat tot coaja aia și l-am stocat cu acest asfalt care l-am luat de aici tot, care era sfărâmat și era
totul faianțat, cum se cheamă, un asfalt spart. Pe ce distanță? 2 km? 2 km de la magazin, de la Căminul Cultural până la Valea Pântei. Mai de la deal de pod, da, îl lărgim, îl facem de 5 metri jumate și acostamentele betonate și șanțurile betonate care erau făcute, le reparăm și facem acostament betonat și drumul 8 cm de asfalt. S-a pus 20 cm de piatră, l-am cilindrat și pun 8 cm de asfalt și 4 straturi de uzură. Va fi 12 cm de asfalt tare. Aici avem un pod care cu bani de la guvern, l-a scos la licitație și trebuie să-l începem execuția și mai sus încă un pod cu bani de la Guvernul României. Podul ăsta se duce jos, să îndreptăm curba și am prins și toaletarea acestor copaci care nu mai și foarte mulți uscați. Bun, problema este că datorită acestui drum ați cam rămas fără bani pentru alte proiecte. Da, o luat o parte din 24 de miliarde, a fost foarte mult pentru așa, nu ne-a ajuns. Un efort să mai fac și altele în comună, dar îl fac anul ăsta și îl fac bine și ține 20 de ani, dacă îl fac sănătos și ca lumea. Dumneavoastră, ce sperați? Ca diferența de drum asfaltat de la capătul, da, celor 3 km pe care ați asfaltat anul acesta, da, până la intrarea în, până la, practic, până la Căminul Cultural, sperați să îi asfaltați la anul? Încerc și cu toate eforturile și cu toate puterile și cu toți politicienii și cu președintele Consiliului Județean să ne înțeleagă că noi am avut aprobat 6 km, da, și s-a făcut numai 3. Aici se fac 2 pe drumul nostru comunal, s-a făcut 3 pe județean, trebuie să mai facă ei 3 km. Și atunci să-l marcăm și să trăim într-un sat. Deci practic avea cât ar mai fi 3 de km. La încă 3, deci da, 8 km de, da, asfalt, un strat, da, gros. Mai este de la Valea Pânte până la Smiz, este stricat, dar nu așa de tare. Valea Pânte, de la intrare de la Valea Pânte spre mănăstirea 12 Apostoli, Schitul 12 Apostoli, și mai este o mănăstire, și până sus la rezervația și în Parcul Călimani, vreau să-l... Am de 2 ani de zile am măsurat drumul și vreau să obțin HG-ul de la Guvernul României în toamna asta, ca la anul viitor, asfaltul care l-am luat de aici, vrămița, să-l pun de la Valea Pântei la intrare și până sus să ne întâlnim cu Neagra Șarului. Deci tot ce ați decopertat, da, de aici, l-ați depozitat, da, materialul. Da. L-am depozitat, n-am dat la niciun cetățean să nu fie supărați pe mine, nicio mașină, creiam un precedent, dacă dădeam la unul o mașină, le trebuia să punem pe toate mlaștinile. Așa noi mai avem grijă, mai este piatră în carieră, punem, asta e un material foarte bun, după ce îl cilindrezi, apare ca așa în asfalt. Să înțeleg că îl veți folosi după pentru drumul de legătură, da, cu Șarul, Neagra. Drumul forestier Valea Pânte până la așa la, până la Parcul Național. Până jos l-am avut drum pe la Maru, l-au găsit altfel botezat pe la București, Valea Obârșii, iar o hotărâre de Consiliu că e Valea Obârșii, l-au găsit în carte funciară și acum suntem pe prag de a s-o lucra foarte mult la drumul Valea Pânte în documentație și să obținem HG-ul ca să-l putem petrui la anul viitor, ca să fac un drum. L-am mai reparat și ocolul de stat, era impracticabil, s-a reparat de aici, de la carieră și până la Puntea Ascuțitei, e a nostru, și am pus piatră, da, și am pus avură, da, și am multe drumuri petruite, sunt lucruri într-o localitate care nu se văd rețele de lumină electrică, drumuri comunale, sunt o grămadă, țesut și în Candreni și prin Smiz, am avut ploi, s-au spălat. Da, acum, e și o comună foarte întinsă. Întinsă, e grea comuna, dar... le-am face pe toate. Pe Smiz le-au spălat ploaia. Săptămâna asta bag buldozer și mai bag piatră prin Candreni. Să aibă răbdare cetățenii că le fac la toți. Cu multă răbdare și evident și cu ajutorul lor, da, pentru că așa cum spuneam, sunt gospodari care își fac curat în fața casei, care își, da, cosesc, dar ne trezim și cu popă în Țara Dornelor care nu poate să-și cosească în fața bisericii. Avem din păcate și astfel, da, de cazuri. Văzut, eu le-am spus, o să aplicăm lege, o să dăm amenzi și la popă și la polițiști și o la să-i dăm în ziar. O să-i dăm în ziar, nu, la dacă, pisica dacă, albă, dacă pisica neagră. Eu dacă sunt primar și am o proprietate, eu îmi cosesc de câteva ori, dar trebuie să demonstrăm că suntem într-o zonă, într-o frumusețe, într-o raiu lume. Comuna este fabuloasă și nu e, da, singura comună care beneficiază de un mediu natural fabulos, ca să nu mai spun de apele pe care le aveți în comună, apele de Dorna Lactate, Dorna Lactate, da, apele minerale, da, ce să mai. Comuna și încă o dată felicitări și pentru, mulțumesc, obținerea statutului de stațiune turistică de interes local. Stațiune turistică, avem multe
de câștigată datorită faptului. Am avut o întâlnire cu ministrul turismului la Sucevița și am întrebat de proiecte pentru o bază spa. El a spus că e zonă de munte, e greu cu piscine, dar... Noul statut o să vă ajute la accesarea de fond? O să vină măsuri, a zis și el, dacă facem un proiect temelnic, sunt bani și la Guvernul României, nu numai cu banii europeni, să construim ceva pentru turism, pentru să facem ceva în satul Poiana Negri. Chiar și în Dorna Candrenilor vreau să fac o piscină în spatele Căminului Cultural, am găsit un loc unde ar fi o piscină foarte mare și pentru candrenari. Da. Haideți să lăsăm să treacă și, cum spuneam, după baia de praf, noi vom reveni și când va fi asfaltat, da, în această zonă și o să-i bucurați, o să se bucure oamenii că o să-și vadă drumul în sfârșit asfaltat. Și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii, înainte de a-i mulțumi gazdei noastre pentru că și-a făcut timp în acest tur de forță a proiectelor care se află în derulare în momentul de față pe raza comunei. Domnul primar mai are o invitație să vă facă dumneavoastră acum și pentru că noi suntem oricum partenerii domnului primar de foarte mulți ani, Orion Media va fi prezentă la Candreni de ziua comunei. Vă invit, dragi candrenari, poinari, florenari, pe data de 26 august la ora 13 începem zilele comunei. Avem soliști de marcă, Diana Cârlig, Paona Nanie, ansambluri de folclorice din localitate și numai, sonorizare, scenă, organizarea, cum știți că o fac eu. Vă invit cu toții să petrecem, să ne simțim bine o zi pe an, să ne întâlnim cu toții, să descrețim frunțile la Dorna Candrenilor. Încă o dată mulțumim, domnule primar, pentru acest interviu. Spor la treabă să aveți și să fie o sărbătoare frumoasă la finalul lunii, bine meritată, atât de dumneavoastră, de către toți cei din echipa dumneavoastră, cât și de candrenari sau toți cei care vor veni de la Vatra Dornei sau din Țara Dornelor. Vă mulțumesc și vă invit și pe dumneavoastră cu drag.